Care e clădirea ta preferată din oraș? Locuința personală. Clădirea mea preferată aia e. Centrul vechi cum ți se pare? Eu am crescut acolo, am copilărit acolo. Actuala stradă Carol, unde 30 decembrie s-a numit, unde Hanul Manuc este aproximativ paralelă cu Lipscani și este traversată între Carol și Lipscani. Șelar, Șepcari, Gabroveni sunt străzile care compun centrul vechi. Centrul vechi este o ruină. Ferească Dumnezeu, ține minte, ferească Dumnezeu de un cutremur, din centrul vechi nu va mai rămâne nimic, totul va fi moloz, jos, cărămidă. Singura construcție mai e și e Biserica Sfântul Anton, acolo vis-a-vis de Hanul Manuc, care e cât de cât în picioare și consolidată. Și în rest, niște ruine. Niște ruine. Ce crezi că avea Bucureștiul de dinainte în plus față de Bucureștiul de acum? Un pic mai mult liniște, nu erau tramvai așa de multe, nu erau troleibuze așa de multe sau deloc, nu erau autobuze așa de multe, nu erau mașini așa de multe. Acum e un oraș aglomerat. Sunt și eu alte orașe aglomerate, dar Bucureștiul este sufocat. Sufocat. Și de autoturisme și de gunoaie, în mod deosebit și de gunoaie. Austan Nane, da. Tu ce părere ai despre oameni? Ce părere ai despre români? Părerea mea despre români e, nu știu dacă e autorizată sau e, dar e părerea intimă și părerea pe care mi-am format-o de-a lungul vremii. Românul e un om harnic, românul adevărat. E un om onest, cinstit, dar... Uite, când mergi la piață, cum ți se par oamenii pe care îi vezi? Sunt oameni triști, oameni cu privirea în pământ, oameni cu grija zilei de mâine. Rar vezi. În alte părți am văzut pe stradă, la piață, omul zâmbitor, cu privirea sus, în stânga, în dreapta. La noi te rog să fii atent. Așa, pe stradă, în mijloacele de transport, în comun, în locurile aglomerate, toată lumea e gânditoare, toată lumea e... Parcă are un văl de tristețe pe ochi, așa. Nu-l vezi radind, nu-l vezi. Nici chiar pe ăla avut, nici pe ăla ajuns. Că ăla are teama zilei de mâine, dacă vine cumva și mă citește și mă ia. Deci, dar românul în general este un om harnic, muncitor, capabil, deștept, inteligent, fiindcă așa l-a hărăzit Dumnezeu. Prefer la țară sau la București? Prefer acolo unde mi-am aranjat cât de cât existența ulterioară. Nu exclud nici țara. La posibilitățile financiare subzist și exist și la oraș și la țară. Dar la oraș sunt totuși alte condiții. Condiții de loc, mă refer la mine și la familia mea, condiții de locuit, condiții de aprovizionare, condiții de asistență sanitară și tot felul de alte condiții. La modul sincer, prefer la oraș.